Yo, salută oameni buni și nebuni, bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea la Rage. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest episod nou. Și de asemenea, uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru a vedea cel nou episod din seriile voastre preferate. Cumva am dat peste o mină, cred că am dat peste o mină, dar nu mai contează pentru că arma mea are... Deci mașina asta pe care o avem are armură insane de tot. Și na, nu prea contează. O să distrugem și mașina asta lejer. Bă, câte scuturi ai, mă, frate? Ești mai bogat decât mine, ce ai? Te bat doar din minigun, dacă vrei. Let's fucking go. Hai, că ai bubuit, ai bubuit. Clar. Era și cazul. Hei, uite, sunt drășit de-astea de aici. De distrus. Ia să aruncăm o privire. Ah, ce aproape a fost. Unlucky. Altă dată. Da, am Monarch. Mașina asta nouă și e destul de epică. Știam că nu o să fac saltul și de-aia. De-aia am și vrut să fac asta. Să mă bag în luptă cu voi, mă? Vreți asta? Totuși, doar level 3, adică ești slăban. Mi-a reparat și mașina. Și am distrus și pe ăștia lejer. Am scuturi acum. Fine, fain o șag, n-am ce zice. Am început bine. Și aici, în clădirea asta, trebuie să ajungem noi la o parte, bossule. Că avem treabă. Hei, hei, hei. Drăguț. Drăguț, drăguț, drăguț. Am și o grămadă de bandaje. Oh my god, murderous, murderous. Bad boys? Nu. Mai întâi distrugem cu killburst tot ce vezi și îmi craftez de pe acum două log grinder ca să avem. Așa e cel mai bine. Ca să avem, frate. Ca să fie bine și ca să nu fie rău. Un băiat rău de la Redstone. Well, am un EMP grenade și nu mi-e teamă să-l folosesc. Oh, nu. Oh-oh. Asta s-ar putea să fie cam rău. Ce naiba? Cum reușesc să fac asta? Că nu bubuie al naibii. La cum arată. Rip. Mă, cum naiba reușesc eu să trec de acolo? Mi se pare insane. No. Sau? Ah. L-au oprit ei, păi zi așa. Na, eu n-aveam nicio șansă. Am mai aruncat și cu EMP-ul degeaba. Firar. Ăștia ca de obicei sunt extraordinari. Au armură insane. Și mi-e cam frică de ei, dar ce să și faci? Hai să mai căutăm pe aici, random. Tu mare boschetar. Stai un pic. Să furăm tot. Tot ce se poate. Așa. Bine, asta nu e tot ce se poate. Asta e doar așa, încălzirea. Asta e doar încălzirea. Dar cum ajungem acolo?
greu. Greu bobiță. Ia, ia, ia. Mai sincer, ai putea să bagi chestii mai epice. Că nu o dai cu asta, crede-mă. Ce mai ai? Dinamită? Electro Bolt. După cum ziceam, nu prea o dai. Nu pare să-l afecteze prea mult. Jesus Christ. Știu că sunt puțin cam nebun că folosesc așa ceva, dar... Na. Dude, nu pățește nimic. Ai, fac o schemă de asta și degeaba. Hai că am murit până la urmă, dar greu, băga mea și gura ta. Greu. Ăsta era bossul lor? Nu cred. Smash or pass? Până și ăștia de melee sunt foarte rezistenți, ceea ce mi se pare insane. Mor odată. Vai de mine. Ia să vedem ce lucruri epice ne dau aici. Nu e rău. Nu e rău, nu e rău. A meritat cât de cât. Cu cristale, cu chestii. Chestii trestii. Tuca. True, that's true. Dacă ne întoarcem cu coada între picioare, ne omoară restul. Dar îi batem, mă, îi batem. Cineva e supărat. Atât. Bine-s. Mamă, păi engine ăștia sunt... enervanți rău. Și ultimul glonț de kill burst din ăsta. Tip de armă, șmecher. Toate cele. Dă-mi altceva. Rachete parcă aveai pe vremuri. Uitați-vă la mine cum voi trage 100 de gloanțe pe pistol. E degeaba. Nici nu-l pișcă la ureche. Mai degrabă îl dezbracă, știi? Sucadera. You stupid idiots. Chiar că. Aici e altcineva pe lift. Băi, asta e un pic. Nu l-ai distrus? Vai, te urăsc. Așa. Poate să mai arg mai bine, așa. El tip. Nu, dă-mi altceva, dă-mi altceva. Ăsta. Două rachete. Mamă, n-am murit de la două rachete. Holy shit. De la trei, da. Nici de la trei n-am murit. Vai. Poate acum. Insane, frate. Insane rău, treaba asta. Hei, vreau și eu să te bat. Așa. A, știut eu ce am știut când am luat bandajele alea. Sincer. Sure, folosește liftul. Nu o să moară ăștia niciodată de la one shot. Ce-ai?
Dar, acolo cât de cât, două glanțe, e worth, ia uite. Îi dai căsca jos și bum, șacalaca. Bine, n-ai voie să ratezi, dacă ratezi ești mort. Pateu, ai prins tupeu. Hai, șacalule. Mergem în liftul ăla. Hai odată cu liftul. Uite, am gloanțele astea faine. Și multe gloanțe. 600, aproape 700 am. Forță! Oh, hai să salvez. Să nu uităm de save, Paolo. Cum îmi permit eu să uit de save, frate? Sincer, acum. O bune. Să uit de save? Cea mai mare greșeală. Hai mă, merge liftul ăsta? Sau sal? Let's go! Let's fucking go, boys. Let's fucking go. La o parte. Da, mult mai urcă. Oh, hello there. Ăsta e șeful lor. Bă, ce armură șmecheră au. Cum s-a urcat? O să taie cablurile de la lift. Mama mia. Well, shit. Frâne ceva? Oh my god. De seama că l-a dat cu capul. Capcane. Well, încă stă în viață, stai liniștit. Jesus, ce mișto. Epic. Habar n-au ăștia cu cine să pun. Ha. Chernobyl. Still alive, bitches. Staying alive, staying alive. Oh, sunteți ceva. Uite, ăsta trage din... cur. Poate că sunt doi. Te-ai gândit la asta, nu? Oricum, destul de invincibil. O dăm parte în parte cu păianja, nu? Am câștigat, da. Mie cam frică cu mașinările astea dubioase. Bun, am ajuns până aici. Bineînțeles că de-abia așteaptă să mă prăjească. Uf, sunteți prea bun, mă, prea ca la țară. Jesus. Și aici e același lucru, wow. Grozav. M-am întors, bitches. Aia zic. Aia zic, bobiță. Ce-a fugit nebunul. Iarăși pe engine. Meanwhile, la mine nu înțeleg de ce nu merge să-i pun. Cam ciudată treaba. Dana. Oh well. Ce să și faci acum? Cel mai tare loc. Campion păsate la dăbați ascunse, le-a zic. Pușăm. Bă, da, voi n-ați auzit în viața voastră de manevră de flancare? Voi vă uitați tot în față.
Jesus Christ, l-am ciuruit de gloanțe. Hai să mai schimbăm. Deci astea varză. Vărzică. Oh, nu. Dă-mi rachete. Sau nu, dă-mi ceva mai bun. A luat foc? Ce prost ești. Ador să văd proști de ăștia. Fac treaba mai ușoară, sincer. Ușor cu astea, ușor cu astea. Bine, ceilalți nu sunt chiar atât de idioți, adică știu și ei că o să-i facă franjuri. What's in the box? Hai să ne jucăm, ce-i în cutie? What the fuck? Da, deci gloanțele astea de oțel sunt varză. Și știți ce urmează acum? Un nou save. Pentru că nu sunt idiot să iau de la capăt atâta. Ați nebunit? Dacă jocul nu-și face treaba, fac eu. Și să ghice, n-am murit. Da, încă e în viață. Wow. Insane. Asta e combinația. Așa se face pe la noi. Suși cucu și tu. Țăruș coclet. N-ai ce să-i faci. Chillax. Dude, efectiv. Ba, piciorul. Mai folosesc așa ceva. Mă rog, mai avem o șansă, asta e bine, asta e bine. Știau și ei că le e jocul prea greu. Și s-au gândit să-ți dea chestiuța asta. Ceea ce apreciez, știi? Adică, na, e binevenit. Ok, să stăm puțin aici. E jale. Am văzut că sare ceva sânge, dar nu sunt convins. Ha, mă, vă e frică? Pierților. Hai că astea nu sunt așa jalnice. Parcă. Gloanțele astea nu sunt așa jalnice. Dau alea cât de damage. Gen, tot trage un încărcător ca să omori unul din ei, dar, hei. Mai bine decât alea simple. Alea simple sunt varză. Oh my god. Oh my god. Ce-am găsit aici? Am găsit power plant-ul. Holy moly. Rect. Și-a luat rectusul de la Axum. Aici mă ascund și eu. Perfect. Tragem doar la cap. Mamă mia. Patru bandaje, by the way. Nu vreau să te sperii. Pitar. Așa se scrie. Jur că aveam senzația că se scrie diferit. Holy moly.
dăm rachete. Rachetele sunt top. Cu rachetele sigur îl distrugi pe ăsta. Așa. A, uite, a căzulat. Mare boss. Și parcă văd că și pe el omori la fel de ușor. Oh. Blanau. Bine că mai am 200 de glanțe pe arma asta. Asta e cea mai bună mitraliera pe care o am. Dacă n-aș avea glanțele astea, cred că aș sta o oră la o misiune de asta. Get shrekt. Hai. Și tu. Clar și tu. Aoleu, ciuruială. Am mâncat și asta târâțe. Da. Uite-l pe boss. Bossul mare. Bossule, scuze, dar am venit pregătit cu rachete. N-am ce să-ți fac. Hei, uite, avea și el chestii nasoale. Credeam că doar eu am venit cu chestii nasoale. Frumos. Aveai ceva wow sau sal? Avea 100 de dolari. Not much. Hai. Puterea. The power. Forță. Eram sigur. Ar fi cum ea să mă moare asta. Te-am cam trimis în lumea viselor. Vedeai așa că ai vers pe pereți. Hai să mai schimbăm. N-am mai folosit de mult full shot. Iată. Oh. The power's relayed, but we gotta keep it that way. Get that control panel working and help our people out. Hi. Those bastards are tasting their own medicine. I see. Au venit oameni în Redstone, păzea. Haide. Am făcut ceva bine? Sau nu prea? Ah, ba da, bă, uite că le dă damage fraierilor. Tare asta. Așa. Nice. Îi ajut de la distanță și eu cum pot. Ia uite ce tare trage asta. S-a dus perfect. Trenul electric văd că funcționează mai bine decât plăcările. Hai, încă puțin. E bine ce faci. E bine-s. Asta era și obiectivul, știi? Well, ai putea să schimbi iarăși acum. Pop rockets. Tare. Așa să-i lutez pe ăștia. Dar a reușit. Păi pe unde? Să-l... Ah. Mersi, boss. Apreciez. Reston va fi fericit, bro. Să știi. Când o să afle... Bine, de fapt, vede deja. Că are energie după bunul plac.
Așa, întrebarea mea e, unde pui mei să mă duc pe aici? Ajutor? Nu, 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 aici nu e, e prea întuneric și stupid. Nope. Aici e ușa. Ta-da! Ne-am descurcat și noi sau sal? Ce interesant arată. Ia uite și mașina mea. Bine arată. Mamă, ce bine arată mașina. Wow, la fix. Irelevanți ăștia. Mamă, cum dă! Ce armă epică! De timpul mei că nu mă așteptam la asta. Oh, God! Știu cum mă urmăresc ăștia, dar nu-mi pasă. Well, totuși, destul de lejer. Și ne-au lăsat în pace că le-i frică acum. Aha. Well, Redstone ar face bine să mă răsplătesc baban acum, sincer. Că a fost grea misiunea. Măcar acolo, 500 de dolari. Ce a zis? Sunt patrule? The guys working the conduits say you pissed off the gearheads real bad. You gotta be crazy. Next thing you know, you'll be pissing off the authority. Da, Gearheads, într-adevăr, au fost foarte puternici. Opa! Salut! Nu mă bagi în seamă? Păi și care e obiectivul? Gaining C Marshall in the Resistance Base. Oh, shit. L-au luat pe Redstone la întrebări. Zice, bine mă, tu ești, ai ajuns cam șmecher în ultima vreme. Cine te-a ajutat? Stai, nu, nu, nu. Nu în garaj. N-am mai fost de mult pe acolo. Aș uita că mai existați, băieți. Hai, dă-mă jos să vorbesc cu Marshall. A venit nebunia după noi. Ia zi, boss. Well, you walk a fine line between getting yourself killed and making friends, don't you? Now, I do important things. Au venit patrulele autorități. They don't know what you look like, so you should be fine, but we need to move quickly. La sard. Gata, unde e Lasard? Tu nu ești Lasard. Tu ești Lasard. As the captain has told you earlier, getting the information off your ID drive is critical for us. But there are some sectors that I can't access with the Și ai găsit? I'm gonna need to run two decryptors in parallel if I want to get to those sectors. And that's where you come in. Ce naiba mă pune să fac? Captain's got a contact in the north. He's heard rumors that an arc Oh. Jackals were the first people those Ark survivors met, and they were dead in The minutes. Jackals. The important thing is that the Jackals probably left that Ark intact, which means Le e frică de ea. So, I need you to go north to the Jackal Valley. Find the Ark if it's there, and the Jackals are a dangerous bunch of bandits. You watch yourself. Mai periculos decât Gearheads n-au cum să fie. Vai, moase ultimii cuvinte. Sună bine, sună bine. Bine, boss. Tu știi cel mai bine. În regulă. Păi, da, fain. Tu vorbești. Și aici? A, ăsta mă poate trimite înapoi acasă. Tare. Nu prea am decis să mă întorc în Wellspring. Deci, da. Ce mai am de făcut? A, doar atât. Well, shit. Și acum ce Redstone nu mă mai bag în seamă? A, mă, nu-i corect.
Nu e fucking corect. Eu l-am ajutat și acum nu mă mai bagă seama că au venit patrulele. Șmecher, nu? Trebuie să-ți placă. Ia, stai un pic să mai cumpăr niște părți. Îmi dau seama imediat când ne-am dat banii, automat sau nu. Bine, Sparky. A, am ceva bani, mă. Da. Păi aș mai vrea, nu știu, niște rachetuțe. Și pentru Redstone, nu. Cuprino, lol. N-am mai folosit de mult Cuprino. Ok. Shit, lasă tot. Mă duc sus să-mi cumpăr niște provizii. Eu simt că o să am nevoie. Așa arată ăștia, dubios. Să cred ce, că au venit ăștia după voi? Era și cazul. Jani. Ok, dă-mi... Îți vând imediat chestii, dar prima dată vreau să cumpăr bandaje. 15 bandaje, e ok. Și vreau acum să-ți vând niște chestii. Primul rând, emo. Nu cred că ai nevoie de emo, sincer. Și nici eu nu vreau să renunț la emo. Shield. Asta, bun, bam. Ce-am mai găsit și eu? Ferrite Crystals. 50 de dolari. Ferrite, ăsta-l păstrăm. Vindem două astea. De-astea mai multe. Așa, smart. Drăguț. Uite, așa se face banul. Astea sunt pentru bandaje, lasă că sunt bune. Steel blades. De-astea am 15? Ah, sunt bandajele. Și atât. Well, și acum vreau să cumpăr niște chestii. Killbirds, că nu mai aveam. Bad Boys. Și... Pulsa, da. Minicanemo. De-astea vreau multe. Vreo 500. Astea la fel. 700, 800, mai mult, așa, și atât. Știu, am cheltuit o grămadă de bani, dar, credeți-mă, merită. Hai să mergem în Nord. King of the North. Ne luăm și cu mașina, bineînțeles. Vedem dacă se poate repara. 15% damage, e bine. Hai să vedem. Unde vrea jocul să mă ducă? Nord, a zis. Jesus. Cum ar fi bandiții ăia, șacalii? Hai să mai distrugem mașina. Wow. Îmi spusești repede scutul. Da, nu te salvează asta, crede-mă. Da, trage interesant aia. Arma aia. A treia armă de pe mașină. Cum ar fi să se întâlnească ăsta cu niște colegi de pe arcă? Ar fi ceva. Mamă, ce pede să arată locul ăsta. Jackal Territory, nu-mi place cum e începutul. Pare impunător așa. Show-ul meu se duce fix pe poarta mare. Mamă, arată insane ăștia. Jesus Christi.
Bun, lume, dar cam asta a fost și cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut, nu uitați like, comment, share și subscribe și noi ne auzim data viitoare. Până atunci, toate bune, pa, pa!